Chiar dacă piața cripto este pe verde, după o perioadă lungă de scădere, bear marketul încă nu a trecut și personal cred că vom mai sta aici o perioadă. Dar care sunt cele mai importante criptomonede pe care ar trebui să le urmăriți în această perioadă și care merită adăugate la portofoliu pentru viitorul bull run? Aloha prieteni, eu sunt Tsunami, iar în acest video v-am pregătit 6 criptomonede în care să investiți în bear market. Proiectele de astăzi reprezintă câteva nume foarte importante din industria blockchain și care pot fi investiții foarte bune la aceste prețuri. Bineînțeles, lista nu trebuie luată ca un sfat investițional, dar dacă apreciați proiectele prezentate astăzi, faceți și propriul vostru research înainte de a investi în acestea. 1. XRP. Știu că părerile sunt împărțite în ceea ce privește viitorul acestui proiect și poate părea o alegere controversată, mai ales într-un bear market. Însă XRP reprezintă unul dintre cele mai importante nume din această industrie. Ripple sau XRP, cum este cunoscut în prezent, reprezintă o rețea de transfer de bani concepută pentru a răspunde nevoilor industriei serviciilor financiare, aceasta fiind creată cu scopul de a înlocui în timp sistemul de plăți SWIFT. În timp ce tranzacțiile bancare pot fi finalizate în ore sau chiar zile, tranzacțiile de pe rețea Ripple au o medie de confirmare de doar 5 secunde, iar tocmai din acest motiv, foarte multe instituții financiare au ales să folosească această platformă de plăți. XRP reprezintă alegerea preferată din spațiul cripto a băncilor sau a instituțiilor financiare, un motiv fiind faptul că folosește un sistem centralizat, cel puțin din punct de vedere al validărilor, iar tehnologia celor de la Ripple a fost deja adoptată de bănci precum Bank of America sau Santander și chiar de peste 60 de bănci din Japonia. Chiar dacă ultimii 2 ani au fost umbriți de procesul deschis de secul american împotriva celor de la Ripple, proiectul a reușit să se mențină în topul celor mai importante nume din această industrie, fiind în prezent pe locul 4 în clasamentul criptomonedelor, dacă excludem monedele de tip stablecoin. Și deși finalul acestui proces se lasă așteptat, se pare că XRP este văzut deja de mulți ca învingătorul în lupta cu cei de la SEC și mulți preconizează că Ripple va ajunge din nou la succesul pe care l-a avut în bullrun-ul din 2017, atunci când ocupa chiar poziția 2 în această piață după Bitcoin. 2. Decentraland. Fiind în dezvoltare încă din 2016, Decentraland este un proiect care a evoluat de la o experiență 2D la un metavers 3D în care playerul își poate crea propriul univers, propriile activități și poate interacționa cu alți playeri din această industrie. Proiectul a fost lansat oficial în 2017 printr-o acțiune de tip ICO în care a reușit să strângă peste 24 de milioane de dolari, însă adevăratul succes a apărut abia în 2021, atunci când întreaga planetă a început să vorbească despre noul domeniu numit Metaverse. Universul Decentraland utilizează tehnologia NFT pentru a le oferi utilizatorilor posibilitatea să cumpere sau să vândă diferite iteme în acest univers sau chiar să achiziționeze unul dintre cele 90.000 de land-uri sau terenuri virtuale din acest metavers. De asemenea, farmecul acestui joc este oferit și de avantajele introduse de descentralizare. Decentraland, folosind un sistem de vot de tip DAO în care comunitatea care deține tokenuri mana va putea propune și vota anumite decizii care pot schimba viitorul acestui metavers. Tokenul Mana a fost una dintre cele mai profitabile investiții din 2021, având o creștere de aproximativ 80x, iar acest bear market poate fi ocazia perfectă pentru a adăuga această criptomonedă la portofoliu. În prezent pe locul 36 pe CoinMarketCap, Decentraland este unul dintre cele mai importante proiecte Metaverse, un domeniu care este doar la început. 3. Arweave. O altă industrie care are parte de o schimbare completă datorită tehnologiei blockchain este cea a platformelor de stocare, spațiul cripto ducând la o descentralizare a acestui domeniu. Deoarece întreaga lume are parte de o digitalizare, vedem o atenție din ce în ce mai mare pentru soluțiile de stocare a informațiilor, având în vedere că zilnic sunt create noi astfel de date. Fondat în 2017, Arweave apelează la descentralizarea oferită de tehnologia blockchain pentru a arhiva informațiile lumii și pentru a introduce o soluție ce nu permite informației să fie modificată. Practic, proiectul reprezintă o rețea de stocare descentralizată care încearcă să ofere o platformă pentru stocarea nelimitată a datelor, proiectul fiind descris de dezvoltatori ca un hard disk colectiv care nu uită niciodată. Arweave este și o soluție pentru domeniul Web 3.0. Având în vedere că acest nou domeniu are nevoie de o variantă de stocare descentralizată, sigură și interoperabilă între diferitele aplicații ce folosesc această tehnologie. Iar succesul celor de la Arweave este ușor de remarcat dacă ne uităm la proiectele care au ales să utilizeze această platformă. Solana, Polygon, Polkadot sau Avalanche fiind doar câteva nume foarte importante care au ales să-și stocheze datele în această rețea. De asemenea, se pare că rețeaua Arweave a fost folosită și pentru publicarea anumitor articole sau știri, fiind văzută ca o variantă ce permite ca aceste informații să nu poată fi vreodată eliminate sau modificate.
Suntem într-o generație în care informația are o mare valoare, iar ARWEAVE este un proiect care nu trebuie ignorat în acest bear market, mai ales că reprezintă una dintre cele mai importante platforme de stocare a datelor. Iar înainte de a trece la următoarea poziție din lista de astăzi, aș vrea să fac o mențiune proiectului B2Me, un ecosistem de produse și servicii cripto care a avut parte de o expansiune uriașă în acest an. B2Me oferă utilizatorilor posibilitatea de a investi în 158 dintre cele mai populare criptomonede și oferă de asemenea o zonă de earn unde puteți depune zeci de criptomonede la stake pentru un API de până la 24%. Iar în această perioadă, B2Me introduce cel mai mare API pentru Bitcoin din această industrie. Dacă doriți să aflați mai multe despre B2Me și despre monedele pe care le puteți depune la stake în zona B2Me Earn, găsiți în descriere linkul meu de invitație prin care puteți accesa și un bonus la prima depunere pe această platformă și unde puteți beneficia de cel mai mare API pentru Bitcoin din această industrie. 4. Chainlink. Chainlink este cu siguranță unul dintre cele mai importante nume din industria crypto, proiectul fiind o rețea de tip Oracle care pune în contact platformele de smart contract cu datele din lumea reală. Proiectul a luat naștere în 2017 și are o utilitate foarte mare în spațiul contractelor inteligente, oferindu-le blockchain-urilor posibilitatea de a interacționa cu fluxuri de date externe și de a furniza informații în afara rețelei, contractele inteligente având astfel potențialul de a deveni o formă dominantă de acord digital. Platforma este utilizată de nume foarte mari din spațiul blockchain precum Aave, Synthetix sau Trader Joe și asta pentru că ecosistemul accesează peste 1 miliard de puncte de date și asigură integrarea a 1000 de proiecte cu peste 700 de rețele Oracle. Tehnologia este utilizată și de companii precum AccuWeather, FedEx sau Associated Press și demonstrează încă o dată importanța acestui proiect care ocupă poziția 22 în clasamentul industriei crypto. Dezvoltatorii au anunțat și un nou roadmap pentru Chainlink, care se pare că va introduce și un sistem de staking în a doua jumătate a acestui an. De asemenea, proiectul introduce și un nou protocol numit Proof of Reserve, care va permite un audit automat pentru fondurile sau companiile din spațiul crypto pentru a crește transparența acestei industrii după căderea proiectului Terra. Link este una dintre cele mai sigure investiții din spațiul crypto, având în vedere că utilitatea sa va crește odată cu adopția tehnologiei blockchain și a contractelor inteligente de economia globală. 5. ApeCoin. Bored Ape Yacht Club reprezintă cea mai populară colecție NFT din această industrie, iar hype-ul din spatele serii lansate de Yuga Labs a dus la crearea unei monede pentru guvernarea ecosistemului Ape. Moneda lansată pe blockchain-ul Ethereum a fost listată începând cu martie 2022, devenind în scurt timp una dintre cele mai populare criptomonede din acest an. Conform dezvoltatorilor din spatele acestui proiect, ApeCoin a fost special creată pentru economia domeniului Web 3.0 și pentru a dezvolta o economie descentralizată în jurul universului Ape. ApeCoin dorește să folosească acest ecosistem pentru a dezvolta jocuri video, artă sau chiar entertainment bazat pe această lume, tokenul fiind varianta prin care comunitatea va putea decide și vota viitorul acestui univers. De asemenea, Yuga Labs a anunțat și un plan de remodelare a spațiului Metaverse actual și este gata să ofere propria lume Metaverse pentru seria Ape. Astfel, proiectul a prezentat o variantă a propriului Metaverse numit Otherside, ApeCoin devenind în scurt timp un token din acest domeniu alături de Mana sau Sand. În prezent, ApeCoin ocupă poziția 34 în clasamentul CoinMarketCap și are o capitalizare de 2 miliarde de dolari, o cifră impresionantă pentru un proiect lansat de câteva luni și care se află la primul său bear market. Moneda este deja acceptată ca metodă de plată de zeci de companii din spațiul Web 3.0, iar Gucci este cel mai recent nume care le va permite utilizatorilor să cumpere haine de lux folosind această criptomonedă. 6. VeChain. Unul dintre cele mai solide proiecte cripto și care nu trebuie ignorat în acest bear market este VeChain, o platformă blockchain care ajută companiile să rezolve provocările legate de lanțurile de aprovizionare din întreaga lume. Problemele logistice sunt o problemă reală pentru multe companii de pe glob, mai ales în ultimii ani datorită pandemiei de COVID, iar VeChain introduce o nouă soluție ce funcționează prin combinarea mai multor tehnologii, precum codurile QR, tehnologia NFC sau Near Field Communication sau chiar identificarea prin frecvență radio. VeChain utilizează o platformă software numită VTOR, aceasta fiind dezvoltată cu ajutorul tehnologiei blockchain și utilizând un consens numit Proof of Authority, care reprezintă și principalul său mecanism de guvernanță.
Proiectul folosește două criptomonede, VET, moneda de plată pentru ecosistemul VeChain și care ocupă poziția 22 în clasamentul CoinMarketCap, și Vitor Token, aceasta fiind utilizată de companii pentru a urmări produsele proprii în lanțul de aprovizionare și care se află pe locul 274 în topul criptomonedelor. VeChain reprezintă una dintre cele mai importante companii din China în prezent, iar succesul acestei platforme se datorează și parteneriatelor încheiate în ultimii ani. Louis Vuitton, Walmart, BMW sau Renault fiind doar câteva companii mari care folosesc această platformă. VeChain este una dintre cele mai importante platforme cripto, mai ales datorită utilității în domeniul de aprovizionare, iar criptomoneda VET este fără îndoială o investiție foarte bună, mai ales după o scădere de peste 80% față de all-time high-ul din 2021. Și acestea au fost cele 6 criptomonede pe care ar trebui să le urmăriți în acest bear market. Sunt curios dacă sunteți de acord cu alegerile din această listă sau ce alte criptomonede credeți că ar trebui incluse în alte videouri viitoare. Postați în comentarii părerile voastre, iar dacă nu sunteți încă abonat, nu uitați să apăsați pe butonul de subscribe pentru a fi la curent cu tot ce postez în viitor. Vă mulțumesc că ați urmărit acest material până la sfârșit, eu am fost Tsunami, iar noi ne revedem în următorul videoclip. Aloha, prieteni!